chino. Porque eso cuesta más luz. Carlos, de bajo pinte, me funciona de que. Din două motive. Unul, facem din punct de vedere al talentul lor, trebuie să stau foarte de răuși, mai ales ar deveni câteva cuvinte, nu se reușesc să le pot personalitatea acest om care mi-a schimbat din existența de la mine. Adică am venit în stat, din care așa că o să încerc câteva cuvinte să evoc aceste personalitate, mai ales prin niște lucruri, niște lucruri care mi s-au întâmplat atât de simția sa și o să pintez mai mult partea de ce facem duhovnicească și mai ales cum îi spun eu așa, ci plășia pe care am manifestat cu în față de fiecare om de la el. Ca să intrăm în Duhul așa, m-am gândit să facem o proiecție unei cele de un fel de așa, de la o conferință, cred că de la Cluj, din 1999. Această conferință nu cred că este foarte cunoscută, pentru că fiind de acolo, să știm, este singura lume de această firmă. Aș vrea să mă întreb ceva, din păcate, să n-am găsit, dar pot mă ocup eu să facem lucrul ăsta cu locurile natale ale părintele, când a fost și părintele Cristian, tot așa, și pe 20 de minute, nu am căutat câteva zile și n-am găsit, că sunt 10 de ore de filmat și n-am găsit să găsesc. Dar, în proxima ocazie, o să fac lucrul acesta. Deci o să începem așa cu acest lucru. Trebuie să recunosc că atât de părinte, din momentul în care m-am cunoscut, practic am avut răspuns la toate întrebările. Mi s-a arătat un sens în viață, am învățat ce înseamnă viață, ce înseamnă moartea. Chiar părinte, spune toată lumea că atât acea de urmă cu moarte e undeva în cinci vieți. Încerc de calitatea sufletului, mai ales pentru că a fost după filmarea făcută cu un jumătate de ani. Nu uite și eu, nu o să trece am să dea de și semnalul acustic a fost prin cameră, deci prin problema care vorbea, deci automat trebuie puțin atenție ca să înțelegem ce zice, dar să poate să se mai înțelege.